cele mai frumoase poezii, a apărut recent un volum al cunoscutului scriitor german Erich Kästner. Din acest volum am ales o poezie frumoasă, emoționantă, dedicată neliniștilor atât de omenești ale unei mame. Poezia a devenit un cântec pe care l-am însoțit cu o surpriză. Astă seară vă invit la o întâlnire cu actrița de comedie Tamara Buciuceanu într-un rol cu partitură lirică. Feciorul meu îmi scrie tot mai rar, ce-i drept mi-a scris în vară o scrisorică. La mine se gândește iar și iar, și dragă-i sunt ca totdeauna, cică. De când nu ne-am văzut e aproape un an, mă duc la gară vremea să mai întreacă. Privesc la trenuri pline de aleană, când spre oraș acolo-i dânsul pleacă. Odată ne-am luat bilet și eu, și cât faci să ajung la el spre seară, dar m-am întors pe urmă la ghișeu, iar ei biletul mi-l răscumpărară. De un an feciorul meu e logodit, vrea să-mi trimită și o fotografie, o pernă, dar de nuntă am pregătit. Mă vor chema cumva la cununie, l-o fi iubit cu adevărat. E perna destinată ei anume, ce singură mă simt câteodată. Ori exista și fi duioși pe lume, ce bine a fost când locuia la mine. Acum băiatul o să se însoare, zac trează noaptea, ascult un tren cum vine. Tușa săracul, mai tușește oare? Păstrez într-un dulap niște ghetuțe. El a crescut, stau singur aici. Mâhnirea nu mai poate să mă cruțe.